Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi la Europa FM. Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan și împreună cu Gașpar Gheorghi vă invităm la o nouă ediție Antrenorul părinților. Iureghel. Iureghel, Mirela, ce bucurie, ce bucurie să începem această ediție și în limba maghiară. Începem în limba maghiară și să nu uităm să le spunem ascultătorilor că punem la cale o întâlnire foarte interesantă între ardeleni, 100%, <laughs> Așa cum i-am obișnuit deja pe cei care mă urmăresc pe toate conturile în care activez, am ales anul acesta să susțin cauzele sociale pe care le fac pe Fundația Zuri pentru copiii de la Oncopediatrii, pentru mamele aflate în situații defavorizate, prin întâlniri gen-conferință cu prietenii mei. De data asta ne ducem la Cluj pe 15 mai și să le spunem ascultătorilor că eu și cu Bob Rădulescu vom fi uh, exemplele de părinți și fiecare vine cu psihologul lui. Eu mă duc cu Gașpar și el vine cu Raluca Anton. Iar invitată specială va fi Narcisa Suciu, care are o abordare cu totul diferită de a mea și de a lui uh, Bob. Iar conferința se numește Nu sunt un părinte perfect. Hmm. O să ne distrăm foarte tare. Cu siguranță. În primul rând o să ne distrăm foarte tare. În al doilea rând o să-i relaxăm pe toți cei care vin în sală pentru că este o conferință pe care am programat-o fix de ziua internațională a familiei ca să meargă părinții relaxați acasă la copiilor. Mi se pare așa că s-a pus foarte multă presiune în ultima vreme pe toate regulile astea de parenting. E așa o... o îl simt ca ca un tăvălug, care, ca un buldozer care vine peste părinți și uh, îi duce într-o zonă de vină, de uh, frustrare că nu pot să fie acei părinți perfecți despre care se vorbește în toate cursurile, în toate cărțile, în toate uh, podcasturile în care uh, diversi specialiști ne spun cum ar trebui să fim noi părinți pentru copiii noștri. Hai să hmm. vorbim un pic despre asta, Gașpar. Da. Până unde ascultăm sfaturile celorlalți și de unde mai departe? Știu că am zis că vorbim despre altceva, dar aș prefera <laughs> să vorbim. <laughs> Cât de bun e parenting-ul și Până unde să ținem cont de asta, și de unde să ne susținem copiii într-un fel în care să aibă legătură cu noi creșterea lor și nu cu ce ne învață alții să facem. În calitate de psiholog, eu cred în această nouă știință numită parenting și încerc să văd lucrurile în complexitatea lor. Evident că e bine să ne putem ghida după niște teorii pentru că aceste teorii pot face un pic de lumină în mintea noastră dar în același timp este foarte, foarte important să nu uităm niciodată de autoritatea noastră interioară și în momentul în care eu citesc o carte în momentul în care ascult o emisiune în momentul în care particip la un eveniment încerc să trec toată acea informație prin filtrul gândirii mele. Rezonesc cu ea sau nu rezonesc cu ea? E ceva ce simt că mi se potrivește sau nu mi se potrivește? Probabil că nimeni niciodată nu o să găsească o teorie care să fie gen general valabilă care să ni se potrivească tuturor. Așa cum nimeni niciodată n-ar trebui să primească o informație fără nicio urmă de scepticism. Atunci când mintea noastră se întâlnește pentru prima dată cu ceva, e bine să respingem într-o primă fază ideea până am reușit să înțelegem esența, profunzimea. Dacă eu în calitate de părinte o aud pe Mirela vorbind despre un lucru anume și nu stau să mă întreb oare ce înseamnă asta pentru mine, ce înseamnă asta pentru copilul meu, dacă ca să-și implementez acel mesaj pe care l-am auzit fără niciun fel de rezistență. Asta înseamnă că eu sunt doar o păpușă. Asta înseamnă că eu sunt doar un executant. Și nu cred că părinții ar fi bine să se lasă influențați în maniera asta de informația care circulă. E minunat că circulă informația. Aș vrea să punctăm asta cât mai clar. Avem nevoie de educație, dar în același timp este foarte... Bine să ne ascultăm și intuiția. Este foarte bine să vedem oare răspund copiii noștri la aceste mesaje. Nu răspund, ne apropie aceste mesaje de copiii noștri sau mai degrabă ne îndepărtează? Cum, Poate alegem, că... cum alegem oamenii de care ascultăm? Cred că e bine să fie oameni care înainte de toate să ne inspire încredere, să ne inspire autenticitate, să fie oameni cu care ne-am dori poate să petrecem timp împreună dacă s-ar putea. Să ne dăm seama că sunt oameni care vorbesc aceeași limbă cu noi. Să vedem dacă ceea ce spun acei oameni spun de undeva din inima lor și se simte umanitatea, au o perspectivă un pic mai complexă asupra lumii sau doar uh, s-au obișnuit cu acest rol de expert care dă sfaturi? Sau doar e un business? Sau doar e un Pentru business? unii este un business să uh, uh, facă genul ăsta de întâlniri sau chiar scriu o carte din dorința de a o vinde și de a face bani uh, știind ce caută oamenii. Nu neapărat care sunt lucrurile pe care le-au experimentat, sau în care cred, sau pe care le-au studiat, sau pe care le simt foarte aproape de sufletul lor. Stau și zic, ok, ce? care-i stresul oamenilor în momentul ăsta? Păi uite, stresul părinților e că stau copiii cu ochii în uh, ecrane. Bun, păi ia să scriu eu o carte despre cum să îi uh, facă părinții pe copii să nu mai stea cu ochii în ecrane și încep să studieze ce au scris americanii, ce au scris englezii, ce au scris diversi specialiști în parenting, le adună toate într-un loc și o vând ca fiind uh, rețeta sigură prin care, dacă tu cumperi această carte și vinzi această și faci ce zice în cartea asta, ai șansele 100% că și zic, vrei să nu mai stea copilul tău pe tabletă niciodată? Vrei copilul tău să te asculte și să facă ceea ce-i spui? Fă cei șapte pași din cele trei capitole și eu îți garantez 100% succesul. Tu crezi în așa ceva? Nu cred, nu cred deloc în faptul că există adevăruri general valabile sau că există o rețetă care să se potrivească pentru toată lumea. Cred însă în bunele noastre intenții și dacă cineva într-adevăr își propune să scrie o carte despre comportamentele digitale ale copiilor, că e un subiect care ne preocupă în prezent, e bine ca acel autor, indiferent că e specialist sau nu, să se documenteze cât mai bine, după care cred asta este convingerea mea, că dacă a făcut o treabă suficient de bună, o să-și dea seama, până a terminat de scris cartea sau de făcut cursul, că a surprins un aspect foarte mic din realitate, ca a surprins o parte foarte mică din realitate. Atunci când cineva vine cu această atitudine de zeu, de Dumnezeu, că eu le știu pe toate, eu le-am înțeles pe toate, eu le-am trăit pe toate, aceștia sunt oamenii de care eu personal mă feresc că sunt colegi, că sunt colaboratori, că sunt, nu știu, oameni cu care interacționez în diferite contexte, cred că nimeni nu ar trebui să-și aloce acest statut de a toate știutor. Sunt perfect de acord cu tine. Deci, dragi părinți, când vine cineva și vă spune că este zeul rețetelor creșterii copilului, fugiți! Fugiți mâncând pământul pentru că sigur nu este ceea ce vă trebuie vouă pentru copilul vostru, o, doar o să vă frustreze și o să vă ducă într-o zonă în care sigur nu o să construiți ceva bun. Pentru... Care, care sunt? Uite, tu ai citit toate cărțile astea pe care voi le aveți la pagina de psihologie? Toate cărțile publicate la pagina de psihologie, da. În șopul paginii de psihologie sunt sute mii de cărți, nu am apucat să le citesc pe publicate. toate, dar din... cele publicate de noi, da. Și acolo sunt foarte multe din zona asta de parenting. Sunt și multe cărți de parenting. Foarte Încă. multe. Pe care tu le-ai citit. Care sunt cele, nu, nu neapărat să le numești, dar care sunt uh, autorii uh, pe care i-ai crezut? și pe care îi dai exemplu și îi folosești în discuțiile pe care tu le ai și îi recomanzi. Nici nu poți să spui nume dacă vrei, uh -huh. dar dacă nu vrei să spui nume, să ne spui care, ce te-a convins la autorul respectiv. Am câțiva preferați. Unul o... dintre ei este Daniel Siegel. Un expert în psihologia relațiilor vorbește mult despre parenting, despre relația cu noi înșine, relația dintre adulți. Iar Daniel Siegel are, e modelul meu în viață, din multe puncte de vedere. Ce tară, are o minte. minte L-am văzut într-o conferință. Are o minte științifică și e preocupat de partea asta, însă. În aceeași măsură știe că viața asta e mai mult decât știință și e deschis față de spiritualitate, e deschis față de noutate, față de fizică cuantică, față de tera terapiile alternative exact și Daniel sigur mi-a plăcut foarte mult pentru că încă din primele noastre discuții mi-a transmis un lucru care pentru mine a fost foarte convingător. Și anume, Gașpar nu îți închide niciodată mintea. Lasă-ți de fiecare dată mintea deschisă. Dacă ai impresia, chiar și pentru o secundă, că ai înțeles totul, să știi că ai greșit. Dacă ai impresia, chiar și pentru o secundă, că nu știi nimic, iar greșești. Dă-mi un exemplu, practic, uh, când închid mintea. În momentul în care cred că doar eu am dreptate. Doar eu văd lucrurile corect. Băi, mire, la bați câmpie. Nimic altceva nu e adevărat, doar felul în care eu văd lucrurile, perspectiva mea, viziunea mea e singura corectă. Acesta este un exemplu de situație în care mi-am închis mintea sau atunci când spun că lucrurile nu pot fi înțelese și altfel, doar așa cum cred eu că, că e corect. Iar Daniel Siegel vine și spune și asta mi-a plăcut extrem, extrem de mult la el că uh, Acum s-ar putea să vedem lucrurile într-un fel, după care s-ar putea să ne schimbăm perspectiva și este ok să se întâmple asta. Daniel Siegel vine și spune că a fi un părinte bun pentru că vorbim despre cărțile de parenting, presupune înainte de toate să te cunoști pe tine. parenting nu este atât de mult despre copil, este mai degrabă despre adult, despre părintele care alege să, să se implice în viața unui copil. Și tot Daniel Sigel vine și spune că nu poți trăi fără să greșești, fără să o dai în bară, fără să ai regrete, fără să te cuprindă vinovăția, emoțiile negative și așa mai departe. Dar e ok pentru că toate acestea fac parte din viață. Un alt expert care mi-a inspirat inspirat destul de mult viziunea clinică este John Gottman, care de asemenea a scris această minunată carte care se numește Parenting, cum să creștem copii inteligenți emoțional. Iar John Gottman vine și reușește cumva să facă teoria un pic mai practică și ne spune nouă adulților că fiecare experiență dificilă în relația cu copilul poate fi un context de conectare. În momentul în care tu, fetița mea Mirela, uh, ai trântit, ai aruncat pe jos paharul, ți-ai tras de păr surioară și așa ai mai departe. Ai exprimat emoție. În momentul în care te implici în astfel de comportamente, în culisele comportamentului sunt niște emoții pe care nu le poți gestiona singură. Și acest comportament să nu e peste un asta. de ajutor. Exact, să nu trecem peste asta. Părinții să înțeleagă în momentul în care copilul face ceva, care atrage atenția adultului de lângă el, nu te concentra pe faptul că a aruncat oala pe jos, ci gândește-te ce vrea de fapt el să-mi spună și exact. nu îndrăznește, nu știe să verbalizeze, nici nu conștientizează probabil ce îl deranjează, ce-l afectează, ci doar manifestă ceea ce s-a născut în sufletul lui. Exact. Și oprește-te din tot ce faci și încearcă să afli ce se petrece acolo în, în inimioara copilului care e motivul pentru care fata mea de 14 ani a trântit ușa de i- au zburat sățânii? Hmm. Că sigur nu are legătură cu ușa. Că ușa nu exact. i-a greșit cu nimic. Exact. Sigur nu are legătură nici cu mine. Hmm. Are legătură cu ceva ce e în sufletul ei, dar nu vrea să-mi spună sau nu știe să-mi spună sau nici măcar nu, nici nu identifică și eu trebuie să o ajut să fac asta dacă vreau să fiu o mamă da, bună. Da. Și în momentul în care un expert vine și te încurajează să te uiți spre astfel de provocări sau spre astfel de comportamente negative ale copilului ca niște invitații spre conectare, nu ai cum să nu simți că ceea ce spun acești oameni sau ceea ce scriu acești oameni e adevărat. Pentru că ei nu vin să îți spună uite aici ai greșit, acolo ai greșit, aici ar trebui să fii un părinte mai implicat mai bun și așa mai departe. Ei vin mai degrabă să ne deschidă mintea și să ne respecte această autoritate interioară. Eu ca părinte pot alege, pot decide ce voi face. Aceștia sunt psihologii care pe mine mă inspiră și care mi-au câștigat încrederea. Eu îl iubesc foarte tare pe Augusto Curie. Hmm. Foarte tare! Am citit toate cărțile lui. Speram că vei spune Gașpar Gheorghe, da? Fine. Și eu speram okay, că vei spune okay. Mirela Rătegan, <laughs> da? Tocmai ce ți-am arătat un filmuleț în care am conștientizat și vă spun și vouă că nu speranța moare ultima, eu mor ultima. Așa că, Gașpar, mai ai timp încă. Cât sunt în viață, mai ai timp să-mi spui. Îmi place foarte tare Augusto Curie. Foarte, foarte, foarte tare. Are sens. Și chiar uh, mi-am comandat, uh, pentru că mi-am împrăștiat toate cărțile uh, lui, uh, nici nu mai știu pe unde sunt și nu toată lumea ți le restituie, le-am mai comandat odată pe toate ca să le am acolo în bibliotecă și din când în când să mă întorc la ce spune el, pentru că are un fel foarte prietenos de a uh, aduce în discuție relațiile uh, copiilor cu diverse adulți. Și care e acea idee a lui care te-a marcat, care a făcut mult sens pentru mintea ta, pentru sufletul tău? Nu e o idee anume, uh -huh. nu-mi vine acum în minte nicio idee anume, dar uh, am rezonat cu foarte multe dintre ele și în timp ce povesteai tu despre autorii și psihologii pe care tu îi admiri, mă gândeam că probabil ăsta ar trebui să fie un criteriu atunci când citim ceva sau vizionăm un film sau ascultăm un speaker, dacă corpul nostru da. are o reacție la ceea ce spui tu, dacă simți așa cum te trec toți fiorii hmm. și cum îți bate inima repede sau din potriva ți se strânge stomacul și îți vine să te aduni hmm. în poziția embrionului, e clar că în prima variantă e îți face bine da. și în a doua variantă nu ți face bine și atunci dacă nu îți face bine, fugi de acolo. Hmm. Nu rămâne uh, lângă o persoană, indiferent că este autor, speaker sau uh, moderator, dacă tu simți că nu-ți place. Eu le spun celor care... mai e câte unul care comentează uh, la adresa emisiunii. Uh -huh. la, a, a scris o doamnă la un moment dat că o enervează foarte tare că în emisiunea asta eu vin cu exemple personale. Și. Au fost vremuri în care m-aș fi chinuit să o fac să înțeleagă că ăsta e formatul. Dar acum chiar îmi venea să-i scriu, dar de ce rămâi acolo? De ce mai asculți? De ce rămâi pe o frecvență unde nu te simți bine? Indiferent că e o frecvență de radio sau este frecvența omului din fața ta, dacă tu nu te simți bine acolo, pleacă. Nu-i cere celuilalt să schimbe ceva pur și simplu du-te în altă parte și găsește frecvența pe care să fii fericit. Da. Și îi, îi găsim pe acești autori pe pagina de găsim psihologie? Pe pagina de psihologie, da, și tot acolo, între timp mi-am adus aminte că îmi place foarte mult și de Genet Voitit. E un psiholog care, din păcate, nu mai e fizic alături de noi, însă a scris mai multe cărți, iar una dintre cărțile care a ajuns la sufletul meu e mai bun decât părinții tăi. E o invitație pentru a ne apropia un pic de povestea vieții noastre, Argenet Voitiț are această metaforă în care spune că nimeni nu vine de acasă cu mâna goală, fiecare vine cu câte un rucsac invizibil, în care avem tot felul de obiceiuri, mesaje, credințe, comportamente pe care le-am moștenit de la mama, de la tata, de la bunici și pe care dacă nu le despachetăm la modul cel mai serios, le transmitem copiilor și nepoților noștri fără niciun fel de rezervă. Însă dacă ne alocăm un pic de timp să vedem ce avem în acest bagaj, ce vrem să păstrăm, ce vrem să transmitem mai departe, acolo lucrurile se schimbă semnificativ. Nu sunt un părinte perfect, așa se numește conferința din 15 mai. Un titlu foarte bun. Și onest. Serios. Da? Cred că o să relaxeze foarte multă lume această întâlnire a noastră. O să ne distrăm foarte tare. Raluca are un. Doamne, deci abia aștept. Raluca cu atitudinea ei, aceea impenetrabilă. Are un fel de a se manifesta în interior și doar mai. Cu, cu, cu mine care sunt într-o gestică totală, cu Bob care e un o explozie de artificii și un om atât de vesel și cu tine care vei avea concluzia că face sens tot ceea ce se întâmplă acolo. Deci abia aștept pe fundația să găsiți toate detaliile. Această conferință va susține un proiect mare, 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 prin care eu mi-am propus să uh, vin cu uh, un. Uh, bust de bucurie în secțiile de oncopediatrie din România. O să mai povestim despre proiectul acesta, pentru că e o promisiune pe care eu mi-am făcut-o acum mulți ani și simt că acum e momentul să se împlinească. Dar ne întoarcem să vorbim despre modelele pe care ar trebui să le caute părinții în felul în care își doresc să fie ajutați în creșterea uh, copiilor lor. Ne-am întors la Europa FM. Astăzi vorbim despre modelele pe care părinții ar trebui să le caute în jurul lor pentru creșterea uh, copiilor. Care sunt primele modele la care ar trebui să se uite părinții? probabil că invariabil pentru noi toți primele modele sunt părinții noștri cei care ne-au crescut cei că care nu mă referam educat. la cele de care n-ar trebui să ținem cont, mă referam la cele care să ne ajute după care sunt uh, oamenii din jur care ne inspiră sub o formă sau alta nași, prieteni, colegi vecini și mai sunt uh, și figurile publice sau oamenii de specialitate specialiști în diferite domenii care cumva fie vorbesc pe limba noastră fie simțim că rezonăm sub o formă sau alta cu ei, e ceva ce ne leagă, e o conexiune care se, se creează de regulă între noi și modelele noastre. Sunt modele pe care s-ar putea să nu le întâlnim niciodată în viața reală. Cunosc oameni care au ca drept model de viață scriitori care nu mai trăiesc sau personaje istorice care de mult au trecut în neființă. Eu de fiecare dată când vine cineva și îmi spune: Uite, vreau să. Am vrut să fac asta, dar ăla și ăla și ăla mi-a zis uh, să nu uh, fac această alegere. Aș fi vrut să-mi trimit copilul la școală, nu știu care, dar m-a sfătuit nu știu cine să nu fac așa. Aș fi vrut să. Și de fiecare dată uh, este întrebarea zero, de la care continuăm discuția, cel care ți-a dat sfatul, este pentru tine ar, trăiește viața pe care ai vrea să o trăiești și hmm. tu? Are el viața, relația, are cu copilul lui relația pe care ai vrea să o ai și tu cu copilul tău? A, nu, exclus! Hmm. Păi și atunci de ce îi țină cont de sfatul cuiva care are o relație cu copilul pe care tu nu ți-o dorești cu copilul tău? Da. Că mie asta mi se pare un criteriu foarte important atunci când vorbim despre oamenii care se trezesc să dea sfaturi doar, doar pentru că sunt și ei părinți și pentru că au trăit niște experiențe. Mie mi-e hmm. foarte frică să să, să dau sfaturi. Eu nu dau sfaturi. Și asta e minunat, felicitări pentru nu asta. Nu dau sfaturi pentru că fiecare relație este extrem de diferită pot să te ajut să vezi lucrurile din mai multe perspective. Pot să-ți amintesc că ele se văd diferit în funcție de poziția pe care te așezi. Așează-te de partea copilului, așează-te de partea partenerului, așează-te de partea bunicului, așează-te de partea profesorului ca să-ți dai seama cum se vede de la el aceeași problemă și pe urmă trage singur concluzia ce vrei să faci. Dar să-ți spun să faci asta pentru că așa trebuie să faci, mie mi se pare o responsabilitate imensă pe care eu nu sunt dispusă să mi-o asum. Și cred că e mai mult decât atât, Mirela, dincolo de faptul că e o responsabilitate foarte mare, e ceva ce nu ține de noi cu ce drept să-i spunem trebuie, noi -ar unei trebuie alte să avem persoane. Voie să exact, facem asta. exact, exact, foarte, foarte bine, bine punctat. Putem veni cu părerile noastre, cu ideile noastre, cu sugestiile noastre. Cu experiența noastră. Absolut, dar în același timp să-i respectăm celuilalt dreptul de a decide exact așa cum e cel mai potrivit pentru el și asta este valabil și în relația părinte-copil, pe măsură ce Copilul crește, el are o putere tot mai mare, o complexitate tot mai mare și e bine ca părintele să realizeze că la vârsta de 16, 18, 20 de ani deja eu sunt doar un consultant pentru adolescentul meu, pentru tânărul din familia mea. Poate că o să mă deranjeze că n-a făcut fix ceea ce aș fi făcut eu, dar e viața lui, e destinul lui. Bine, eu am un fel foarte personal de a uh, discuta cu prietenii mei. A venit un prieten la un moment dat. Uh, la care eu i-am urmărit parcursul de-a lungul vieții, și uh, uh, fica lui, uh, după ce a ales să locuiască cu el vreo 7 ani de zile, la începutul adolescenței, a ales să locuiască cu mama. Iar el era distrus că a ales-o pe mama și leacă de la el și i-am zis: rog, te rog, du-te la biserică, aprinde lumânări și roagă-te pentru sănătatea femeii, alea. Și bucură-te că a ales-o pe ea. Tu ce vrei să crească? fetița ta, o femeie bărbat sau o femeie femeie. E minunat că a ales. A văzut modelul tău, acum lasă- o să vadă și modelul mamei și este perfect pentru tine, crede-mă. Nu se putea o perioadă mai bună în care tu să scapi. Hmm. Du-te și roagă te la biserică Dacă pentru vrei. sănătatea ei. Dacă vrei. Dacă vrei, exact, <laughs> pentru sănătatea mamei. Da, da. Și fă tot ce poți să o susții ca să rămână copilul cât mai mult acolo, hmm. până crește și scapă de adolescență. Și acum m-a sunat zilele trecute și a zis, și i-a mai spus ceva foarte important, nu e nici despre tine, nici despre maică sa, este despre copilul vostru. Concentrează-te un pic pe adevărata Problemă, că nu voi sunteți problema, ci e, e, Felul în care crește ea Și m-a sunat zilele trecute și a zis Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mă duc la biserică Și ți-a și ție lumânări <laughs> Pentru că eu n-am crezut Că asta înseamnă adolescența Eu-i hmm. săraca măsa Zic, <laughs> vezi? Și era disperat Era, se simțea frustrat Se simțea uh, Trădat de copil pentru că el și-a și dorit să trăiască cu mama ei această perioadă. Copiii, cred că la un moment dat simt mai bine decât simțim noi. Ce, ce îi susține într-o hmm. anumită perioadă a vieților? Da. E, e nevoie de mult curaj din partea unui părinte să accepte. accepte și cumva să realizeze că planul din mintea mea. S-ar putea să nu fie singurul și cel mai bun plan uh, cu putință. Uh, și e, cred că va mai fi nevoie de câteva generații bazându-mă pe experiența din cabinet, îți spun asta. Va mai fi nevoie de câteva generații de părinți să ajungem în acel moment de luciditate încât să realizăm că da, ne-am dori asta, am vrea să se întâmple asta, dar de fapt copilul are prioritate, viața are prioritate. Noi am crescut conform proiecțiilor părinților noștri, nu? Societatea era una bazată pe niște proiecții. Termini școala, te duci la facultate, ai primit o, un loc de muncă, că ai primit o casă, sunt următorii pași pe care i-ai de făcut, copii, școala copilor și așa mai departe viața s-a încheiat, nu prea a existat liber arbitru în acest scenariu, de aceea spun că avem nevoie de mult curaj să regândim lucrurile și să ne dăm seama că suntem importanți pentru copiii noștri dar nu atât de importanți pe cât ne-am imaginat Eu știi când am realizat că îmi doresc să fac cea mai mare schimbare din viața mea, când uh, mi-am dat seama că nu sunt uh, adultul pe care mi-l doresc în copilului meu. Hmm. Când mi-am dat seama că nu sunt modelul pe care îl vreau pentru copilul meu. Și atunci am început să lucrez cu mine ca să devin acel adult pe care l-aș vrea în copilului meu și să fiu omul de la care copilul meu să ia exemple pozitive în măsura în care rezonează cu unele lucruri din mine, dar măcar să știu că am făcut tot ce ținea de mine, să corectez ceea ce puteam să corectez și să-mi fiu să -mi placă mie de mine, în primul rând, ca să pot să fiu un model pentru copilul meu. Exact, exact. Asta e, asta e unul dintre principiile din parenting cu care eu rezonez foarte tare și anume nu-l forța pe copil să devină adultul care nu ai fost tu, ci mai degrabă, permiteți să fii tu adultul care ți-ai dorit să devină copilul tău. Da. Uite, vezi, eu nici n-am știut asta, și am făcut-o. Intuitiv. De-aia atât de important să ne ascultăm și noi pe noi, nu doar să cedăm tot controlul experților din jur. Bun, hai să recapitulăm. E minunat că există experți, e minunat da, că se da, țin da. cursuri, e minunat că să țin cărți, că scriem inclusiv noi. Că... <laughs> și vă mulțumim tuturor celor care le cumpărați. Uh, asta e un semn că putem să facem asta în continuare, atâta timp cât există cerere. cerere. E minunat că oamenii se întâlnesc, că uite, facem inclusiv noi conferințe și e minunat că există o diversitate foarte mare de abordare a acestei relații dintre părinți și copii. Acum, ideal ar fi ca părinții să aleagă lucrurile care se potrivesc relației dintre ei și copiilor să-i citească pe autorii cu care rezonează, să meargă la cursurile uh, susținute de oameni pe care îi cred. Și probabil că și... asta se și întâmplă, mă îndoiesc că cineva merge la o conferință sau la un eveniment susținut de cineva în cine nu au încredere, nu? Adică rar. Să știi că de multe forțează... ori oamenii se duc. Uh, uh, e o modă în momentul ăsta. Da, te gândești la efectul ăsta de turmă, o, de dacă o toată o modă. lumea se duce în exact. direcția X să fac și eu asta. Exact, mm -hmm. exact, exact. Și mai vreau să abordăm o temă. Știu că nu o să ne iubească foarte mulți organizatori de conferințe, cursuri, <laughs> și care fac din asta. asta -i... Asta e afacerea lor, cu asta își construiesc businessul. Sunt oameni, și eu aici am o rezervă foarte mare, sunt oameni simpli, dar care sunt disperați, care sunt în momente foarte dificile în relațiile cu copiilor. Mm -hmm. Nu se mai descurcă, nu, indiferent că e un copil de patru ani, sau că e un bebeluș, sau că e un adolescent, sau că e un copil tânăr. Nu mai știu să-i gestioneze, și în disperarea asta se duc și-și fac credite. Eu m-am încrozit, Am auzit niște povești de la niște oameni care au făcut credite de mii de euro ca să plătească serii de cursuri și de filmulețe și de tot felul de materiale produse de niște agenții și businessuri care i-au dus într-o zonă de datorii foarte greu de susținut și relația cu copiii s-a deteriorat deteriorat și mai rău hmm. pentru că noi vorbim acum despre niște părinți care și-au făcut degeaba cursurile alea dacă ei sunt preocupați să-și plătească acele datorii și își consumă timpul și energia să câștige bani ca să plătească în partea cealaltă. Da. Cum, cum facem noi să... Cum faci tu, Gașpar, în calitatea ta de psiholog, să-i ajuți pe acești oameni să înțeleagă de unde, unde se termină binele pe care și îl fac și de unde începe calvarul. Hmm. Mesajul pe care eu îl transmit de regulă și în cabinet, și la radio, și în online, e că merită să avem o privire de ansamblu asupra lucrurilor și să ne întrebăm care ar putea să fie consecințele, urmările, costurile deciziilor pe care le luăm. S-ar putea să nu putem surprinde chiar toate consecințele, dar o bună parte cu siguranță le putem surprinde. Iar, așa cum ai punctat și tu, Mirela, dacă cineva promite să ne dea luna de pe cer, acolo o să avem rezerve dacă vine... S-ar putea să fie foarte scumpă luna aia de pe cer. S-ar putea să fie o promisiune nefondată dacă cineva vine și îmi spune că pentru a avea o viață de familie sănătoasă doar copilul trebuie să se schimbe, iar zic că e bine să fim precauți. Dacă cineva vine și îmi transmite că doar eu sunt de vină pentru felul în care stau lucrurile în viața noastră de familie sau în viața copilului, iar mi se pare că e o exagerare. Cumva e bine să... Uite, eu îi încurajez desor pe clienții mei înainte de a lua o decizie să vorbească cu cât mai mulți oameni despre asta. Cât mai mulți. Partenerul tău știe ce ai în minte. Mama ta știe. Mama ta, știe... ta. Exact, exact, exact. Duhovnicul tău, vezi, încearcă să psihologul tău, dacă e vine la mine la terapie, probabil că sunt psihologului de -aia mai fac referire la psiholog, dar da, să, să căutăm cât mai multe surse pentru că oamenii și nu e ideea de a-i lăsa pe ei să decidă să ne spună ce să facem. Nu, nu, asta e ideea. Ci mai degrabă de a reuși să vedem aceeași situație din cât mai multe puncte de vedere, din cât mai multe unghiuri. Iar dacă sunt mai mulți oameni unde văd că mesajul e cam același, da, o idee bună, fă asta, mi se pare că ți se potrivește, atunci cred că suntem un pic mai îndreptățiți sau poate putem păși cu mai multă încredere în direcția respectivă. Cred că de cele mai multe ori noi simțim exact care e drumul pe care trebuie să mergem. Și genul ăsta de discuții de cele mai multe ori ne confirmă ceea ce exact. noi am simțit. Sigur vor fi și oameni de altă părere pentru că ei nu văd ce simțim noi și... Le respectăm părerea pentru că văd lucrurile din perspectiva lor, dar întotdeauna rezonăm cu ceea ce deja există în noi ca și răspuns. Noi ne-am dat deja. Avem... Eu îi spuneam mai ei tot timpul și le spun oamenilor din jurul meu, când îți apare o problemă, tu să știi că deja soluția ai primit-o. O, hmm, o da. ai deja. Nici n-ai știut pentru ce ai primit soluția respectivă când a apărut situația pe care o ai de rezolvat și atunci e foarte simplu să te duci în direcția aceea. Hmm. Dincolo de parenting și teorii, este da. o carte pe care noi o dăruim cuiva care intră pe Facebook. O carte foarte bună de altfel. E am văzut-o în librării, am citit-o, m-am uitat peste ea și mi se pare că cei doi uh, da, da, au da, făcut așa. o treabă suficient Paronești. de bună. Da, da, unești, sincer. Da, uh... Și știi care e partea foarte frumoasă că nu vorbesc doar despre <laughs> relațiile cu copiii, ci vin cu propriile lor exemple din relațiile lor cu părinții. Da, da. Și e o carte și pentru oamenii care au copii mari și încă mai pot să corecteze lucruri, și pentru oamenii care nu au copii, dar dar au părinți și pot să corecteze relațiile cu părinții lor. Da, nu știu, și e o tipă cu o poză așa foarte... Coperta e da, foarte da, frumoasă. Da, da, foarte frumoasă coperta, nu știu, cred că are 25 de ani. <laughs> Femeia asta de pe copertă, așa apare. Da, bine, e și el pe spate, mic. nu știu ce relație au ei, că el e foarte mic pe coperta 4 și ea e foarte mare pe coperta 1. Acum, să iau oamenii doar ce li se potrivește exact, din relația exact. Fiecare cu, celor cu propriile doi. proiecții. Exprimările pe care le-am preluat de la părinții noștri. Ia uite aici. Știi că nu m-am uitat de mult peste ea. Despre părinții imperfecți, da, ce da. am vorbit mai devreme, cum se transformă părinții odată cu creșterea copilului, despre familie și ce reprezintă ea, copil sănătos în familie sănătoasă, asta este. Copiii fericiți sau copiii de succes, Gașpar? Hmm. Hmm? Tu ce, da. tu ce ai fost? Un copil fericit sau un copil de succes? Nici una, nici alta. Eu am fost un copil invizibil. <laughs> Iar eu am fost un copil problemă. <laughs> Ceea ce are sens. Păi iară, din fericire nu m-am schimbat și în continuare activez, e cineva care îmi zice, Cristinuța de la fetița cea mică din viața mea, Cristina, când se activează mira la problemă. Gașpar, mă bucur foarte tare că am vorbit despre asta pentru că, știi, e o temă ușor sensibilă, noi nu suntem împotriva nimănui și vreau să înțeleagă toți cei care ascultă, doar că am vrea să-i să ajutăm pe oamenii indeciși și pe oamenii ezitanți să se simtă ok cu ceea ce simt să nu se considere paria pentru că ei nu se duc la cursuri, pentru că ei nu țin cont de regulile astea de parenting. E loc pentru toată lumea. Și fiecare dintre noi putem să găsim acele lucruri în societate care ne susțin într-o creștere onestă a copilului nostru în funcție de calitățile pe care le are relația dintre noi doi. Exact, și să nu uităm că toate aceste teorii se schimbă și la un moment dat ne putem trezi că ele se bat cap în cap. În anii 70, în anii 80, psihologii de orientare behavioristă spuneau să nu iei copilul în brață pentru că îl vei răsfăța, pentru că nu își va dezvolta autonomia. Acum venim noi generațiile actuale de psihologi și spunem că e musai să-l iei cât mai mult timp în brață pentru că asta îl ajută să-și dezvolte un atașament sănătos. Auzi, să, de ce că... psihologii au zis aia cu copilul să pupă numai în somn? Acești comportamentaliști care au încercat să uh, transmită niște sfaturi Deci chiar exista sfaturi. o, chiar exista, o chiar direcție? Exista. A existat o direcție care cumva era axată mai degrabă pe starea de bine a părintelui Să-i fie părintelui cât mai ușor, bine nu bine Da, da. bine In n -a cum asta să fie a fost să fie, da, bine, să fie da. ușor uh -huh. Să fie simplu Deci, în zilele noastre, nu căutați să vă fie ușor Căutați <laughs> să vă fie uh... Să fiți conectați să, să fie în evoluția copilului, exact. tot ceea ce facem noi să crească relația copilului și uh, relația cu copilul și încrederea pe care o avem unul în un celălalt. Doamne, deci am fost cu Maia acum două weekenduri în Italia și vreau să-ți spun că a fost prima noastră vacanță în care nu ne-am certat. Felicitări! După 21 de ani. Felicitări! <laughs> Și după 15 ani de vacanță în care am exersat uh, conectarea, a fost pentru prima oară hmm. când eu nu m-am supărat că nu mi-a făcut poze bune. <laughs> ea nu s-a <laughs> supărat că uh, n-am ales terasele cele mai potrivite. Nu ne-a încertat niciodată. Hmm. Minunat! ca să înțeleagă părinții că nu se întâmplă peste noapte, că mai face 22 de ani peste două luni și că în continuare muncim la asta și să nu, nu ne-am pe ureche. Adică nu e ca și când acum ne așteptăm că nu ne mai certăm. Sigur, nu e happy end de nu no, e, Nu e, a fost o vacanță în care nu ne-am certat niciodată. Mulțumesc, Cașpar. Mulțumesc și eu, Mirela. Să aveți o duminică minunată și alegeți-vă bine idolii și modelele să fie pe sufletul vostru, să rezoneze corpul vostru cu ceea ce spun ei și mințile voastre să fie prietene cu cei care vă spun din mintea lor. Până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM